Această rubrică vă este oferită de Sanador. Informații din domeniul sănătății acum, doamnelor, domnilor, tratamentul cu antibiotice nu se face după ureche, cu atât mai mult antibioticele se iau în timpul sarcinii după reguli stricte la sfatul medicului. Despre situațiile când femeia gravidă are nevoie de aceste tratamente, discutăm cu doctorul Andrei Rogoz, medic specialist boli infecțioase. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi la Digi Matinal. Bună dimineața! Ce probleme pot apărea în timpul sarcinii care să necesite tratament cu antibiotice? Cele mai frecvente probleme de boli infecțioase care aduc pacientele însărcinate să aibă nevoie de tratament antibiotic sunt infecțiile de tract urinar, infecțiile de căi respiratorii superioare sau infecțiile din sfera genitală, ceea ce nu diferă semnificativ de aceleași patologii de la femeia de aceeași vârstă neînsărcinată. Există anumite situații în cadrul bolilor infecțioase care, în schimb, evoluează diferit din punct de vedere al prognosticului, al riscurilor sau al tratamentului necesar în timpul sarcinii, cum ar fi infecții cu microbi precum listeria, clamidia, borelia, sau există situații particulare de tratament antibiotic rezervate gravidelor, situații precum bacteriurii asimptomatice, adică tratamentul în urma unor urocultură pozitive chiar în absența simptomelor. Și ce e de făcut în aceste situații? La ce medic trebuie să se adreseze femeia însărcinată? De obicei, aceste paciente urmează un traseu dinspre medicii obstetricieni către medicii de boli infecțioase, fiind urmărite de către primii și atunci când anumite aspecte din evoluția clinică sau din analizele de laborator pe care le investigează ridică probleme, fiind îndrumate către cei din urmă. N-ar fi greșit nici dacă s-ar prezenta de la început la medicul de familie sau la boli infecțioase. Sunt antibiotice care pot afecta fătul? Da, există anumite antibiotice care pot afecta dezvoltarea fătului. Există sau mai degrabă au existat clasificări în diferite clase din punct de vedere ale acestor riscuri. Ceea ce trebuie înțeles că, deși numărul de antibiotice care sunt complet contraindicate sau pe perioada sarcinii sau cel puțin într-o anumită perioadă a sarcinii e destul de restrâns, pentru multe alte antibiotice, administrarea lor ar trebui să fie rezultatul unei evaluări a unui raport risc-beneficiu. Discuție în care consider că ar fi important să fie implicată și gravida. Înainte de investigațiile radiologice, știm că femeile sunt întrebate dacă sunt însărcinate. Ar fi utilă o astfel de întrebare înainte de tratamentul cu antibiotice? Da, categoric. Prescrierea de antibiotice reprezintă un act medical și ca orice act medical are riscuri, ori pentru femeile aflate la vârsta fertilă, o discuție a acestor riscuri și alternative în situația în care ar fi însărcinate este foarte importantă. Domnule doctor, este necesară o a doua opinie înainte de a începe tratamentul cu antibiotice în sarcină? Dacă da, de la ce specialist? Depinde de situații. În general, majoritatea bolilor infecțioase care afectează gravida sunt acoperite din punct de vedere al ghidurilor societăților naționale și internaționale de obstetrică și ginecologie. Sunt situații particulare de alergii medicamentoase sau situații în care recomandările de primă linie nu pot fi administrate sau în care pacienta necesită un tratament perfuzabil care necesită o urmărire mai specială, în care o evaluare la boli infecțioase ar fi indicată. Această evaluare mai are și un alt beneficiu potențial, reducerea unor excese care mai apar în practică legate de alegerea antibioticului sau de durata de tratament. Cred că pentru pacient e benefic ca rezultatul investigațiilor și tratamentului, acest rezultat să fie urmarea unei cooperări între mai multe specialități. Domnule doctor Andrei Rogoz, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezent în emisiunea noastră în această dimineață. Mulțumesc pentru precizări și pentru informații. Mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.